Astăzi încercăm să schimbăm pompa de ulei de la Holzforma. Asta e o drujbă copie după Stihl MR760. Sunt aceleași piese. Și nu-mi prea place cum bagă ulei la lanț. Bagă, că nu bagă deloc. Uitați că se și vede pe aici, dar nu e suficient. Și am decis că îi deschimb pompa. Pentru început am să încerc să-i scot siguranța, ca să pot să am acces la asta de ambreiaj. Stară o siguranță aici. Ups! Asta e siguranța. Mare grijă că sare și optea de zi. Aici are o șaibă. Șaiba aceasta, rotita motrică, da? Oala de ambreiaj, asta, pac, aici de afară, aici ai rulmentul de la oala de ambreiaj, asta ar fi rulmentul. N-am pus capacul și mi-o cam curs ulei pe aici, n-are nimic, am golit rezervorul de ulei. Nu-l pun că vreau să suflu cu aer comprimat un pic tot traseul pe unde vine ulei. Ok, acum aici nu mai putem continua până nu blocăm cilindrul. Trebuie blocat cilindrul. Pentru asta e nevoie de dat jos capacul acesta. Scos filtrul de aer. Da? Protecția asta de aici. În continuare. Am de dat jos două șuruburi, două piulițe, pardon, aici. Asta pentru a putea da jos bujia. Dacă nu, nu pot să dau jos bujia ca să bag ceva să blochez pistonul. Dacă nu blocăm pistonul, nu se poate da jos ambreiajul. Și piulițele, le punem de parte. Aici când umblați, mai bine apăsați șocul ca să nu intre mizerii în carburator. Șocul e apăsat, carburatorul e închis. Ok. Aici e bujia. Scoatem fișa. Și să sperăm că putem demonta. Așa. Gata. Ca să nu mai fiu nevoie să iau capacul ăsta, am vrut să-l iau și capacul jos. Vine jos bujia frumos. Arată destul de bine. E ok. Pentru a bloca pistonul vreau să utilizez o sfoară. Am și chestia asta. Asta special pentru a bloca piston, dar nu vreau să o utilizez pentru că mă tem că îmi zgârie capul cilindrului. Și prefer să utilizez o sfoară, numai să o și găsesc. Ia uite aici. Bun. Am făcut și un nod aici în capăt. Sfoara e o sfoară textilă, dintr-un material sintetic. Da, ca să nu lase fibre în interiorul cilindrului. Da, mă tem că nu încape nodul. O să bag sfoara fără nod. Compresie foarte mare. Cred că o și prin sfoara. Așa. Să meargă mai jos, încapă mai multă sfoară aici. Aș vrea eu. Chiar în capul pistonului. Așa, ceva. Se vedea capul pistonului, de-aia n-am putut să o bag mai înainte. Bun. Bun. Băga sfoara aici.
ajunge cât am dat, nu trebuie mai mult. Asta va bloca cursa la piston. Așa. Iar pentru ambreiaj avem nevoie de cheie de 19, acum depinde cât de bine strâns, sper să margă cu inelarea asta cu cot, dacă nu, am cam pus-o. Da. O mers. Merge destul de ușor. Eu am mai desfăcut odată și de atunci n-am mai lucrat cu drujba. Am desfăcut ca să văd dacă nu cumva e înfundată pompa sau ceva. Asta e ambreiajul. Și de atunci n-am mai lucrat cu drujba și de aia s-a desfăcut așa ușor. Dar în general dacă lucri cu ea, asta se strânge. Pentru că e cu filet invers. Așa. Asta e ambreiajul. Urmează această piuliță, șaibă, mă scuzați, o șaibă lată, care vine în poziția asta pusă. Ok. Melcul. Acesta este melcul care acționează pompa. E în stare bună, dar eu mi-am comandat și altul melc. Acum. Și aici este pompa. Aceasta este pompa de ulei, pe care vreau să o schimb. Pentru asta am nevoie de un Torx T25. Ca să desfac două șuruburi în care e prinsă. E destul de simplu, nu e foarte complicat. Și aceeași chestie e la stilea mea 660. Asta e o clonă. Ok. Ok. Băga ulei, dar nu mi se părea suficient. Eu eram obișnuit cu John Seredu, care nu are niciun reglaj. Și mie mergea la John Seredu un rezervor de ulei la un rezervor de benzină. Când se termina benzina, știam că e gata și uleiul. Era foarte ok John Seredu. Și îi, în continuare. Asta, în schimb, cam puțin băga. Puțin. Se termina benzina și rezervorul de ulei era jumătate. Asta. Ar fi. Pompa veche. Ok, o punem deoparte. Eu iau aer comprimat și suflu un pic pe aici. Suflu un pic pe aici. Inclusiv traseul pe unde merge uleiul. Suflu bine. Aici merge în rezervor. Iar aici sus merge la lanț. Asta este pompa nouă montată. Am montat-o. Montarea s-a făcut invers de montări, nu-i mare lucru, n-a pierdut nimica. Asta e pompa veche. Acum urmează proba. Nu vă mai arăt restul pentru că ați văzut cum s-a demontat, invers să face montajul, nu-i mare lucru. Nu vreau să lungim filmul prea mult. Sper să vă fiu de folos și sper că v-am ajutat. Vă doresc numai bine și spor să aveți în toate. Speranța e reușită 100%. Să uitați ce bine unge acum. Super, super ok. Lanțul curat, uns. Uitați ce bine arată lanțul dacă e ungerea corespunzătoare. Da, în sfârșit, în sfârșit. Mulțumit, mulțumit de reușită. Pompa
pompa pe care am achiziționat-o de la SHR Motors, calitatea 1, 150 de lei. Plus i-am pus și melcu nou, melcu a fost vreo 16 lei. În total a fost vreo 180 și ceva de lei cu transport cu tot. Da, e ok. Vă salut și numai bine.